Unde o pleca Andreea îmbrăcat așa, iarăși sunt în tot felul de scenarii. Nu știu dacă vine echipa de polo sau nu vine, habar n-am, dar tu arăți într-un mare fel astăzi, Andreea. Haideți să o vedem. Da, frumos vă desfășurați, îmi place mult de voi. Suntem, Trio Veselia aici. Sunteți, bună seara, Andreea. Trio Galaxy. Trio Galaxy. Trio Galaxy, ia fiți atenți, ochi și urechi acum. Urmează Andreea la mimă. Ghicește Maria, pregătește-te, Maria, vino aici. Maria, ai grijă. Andreea, tu vino aici să citești bilețelul. Mie îmi place jocul ăsta și mereu câștig. Da? Adică acum ai plasat greutatea în spatele Mariei. Ai fost așa, pe genul, eu sunt bună la ăsta, Maria, dacă greșim, tu ești atentă. Nu, să fii atentă, da? Am înțeles. Mai uită-te odată. Bun, fii atentă. Stai puțin că Maria știe răspunsul. Maria știe răspunsul deja. Îți spun. Aș leșina. Ideea este următor. Eu nu știu cine a făcut bilețelele astea și cine a... E ceva, ferească Dumnezeu. Bun. Arătăm la cameră, Maria, tu nu te uiți? Nu vine. Păi nu te uiți, fetiță. Uite-o încolo. Uite-te. Și eu sunt ca la ringul de box, știți, da? Bun, mai departe. Să bine, Ilinca. Voi puteți să începeți. Fetelor, o să ne ia vreo jumătate de oră. Da, e în regulă. 1. Aoleu. 1. 2. Numere. Inel. Biliard. Îți face semn să ghicești primul cuvânt. Deci, avem... Ai o sabie, mă lovești, mă înjunghii, tu mă înjunghii. Și cine e ea? Cea care vrea cavaler. Să se lupte cu tine, să te înjunghie. Al patrulea, mamă, sunt 5 cuvinte? Doamne. Mai sunt 2. Inel, logodnă, căsătorie, petrecere, ceva, prințesă. Scrisori. Mm-hmm. Invitații de nuntă. Invitații. Ne-ați venit așa... Căsătorie, sunt iubiți, logodiți, logotnici, logodiți, căsătoriți, soți și soție, familie, unde ceva. Se întâmplă fericitul eveniment? Oh, doamne. La? Castel. Ar trebui să... Te dai bătută, Maria? Da, 100%. Bine, e și ceva aproape imposibil. Oricum, da. Veniți pe stele voi două. Muriți, dacă tot ești atât de priceput. Vrei să-ți dau? Bune. Păi nu, dar știi ce trebuia să facă? Păi nici nu știu. Să o ia capă cal cu aia în mână și să arate coiful. Gladiator. Adică... Deci nu s-a ghicit, Maria, mulțumesc, te invit la locul tău. Gladiator. Mă ia la armură. Un gladiator la starea civilă. This is Sparta! Taram, taram, tum, turum, turum. O iei în căsătorie pe gladiatoarea ta? O iau! Care-i povestea ta astăzi, Andreea? Ilinca, dacă tot am arătat inelul, ți-l arăt și ție. Vezi unde-i?
pam, pananam! S-a produs? S-a produs. Starea vezi? Civilă? Și, da, și bilețel, ai văzut că... Te-a ghicit? M-a ghicit, m-a simțit. Deci te-ai măritat? M-am logodit. Te-ai logodit? Da. Cu cine? Ei. Nu se spune. Nu se spune cu totul, dar cu un... cu un italiano vero. A, cu un italiano vero, am înțeles. Bun, bun, bun. Și unde te duci îmbrăcat așa? Păi, tocmai că eram în Italia, știi că acum două gale am cântat o melodie. Da. Și Morisa a avut dreptate, a prins acolo unde trebuia să prindă. Te și în Italia. Italia. Și așa m-am și logodit și sunt în Italia, în Portofino. A, am înțeles, cu logodnicul. Păi, normal. Normal, cu proaspătul logodnic. Ce frumos! Fetelor, cum arată ținuta? Carina. Sunt previzibile, nu? Da. Place mult. Acum te-ai trezit și ai coborât din camera de hotel, sau? Nu, da, n-am fost așa la logodnă. Acum sunt în Portofino, undeva. Dar și... ești pe stradă sau acum ai coborât din hotel? Ești în pijama? Că nu-mi dau seama. În pijama sigur nu sunt. Pentru o noapte cu soțul tău, să zicem că funcționează ținuta, dar să mergi pe stradă, nu. Da, e o ținută bună să-l surprinzi pe soțul tău când urcă în cameră. Cu alta. Super. Mulțumesc, Carina. Iris. Îmi place foarte mult rochia asta, fără o am vrut să o iau și eu. Da. Dar, într-adevăr, nu mi se pare că este de ieșit pe stradă. Nu că ar fi vulgar sau ceva, doar nu este, nu, da, nu se pretează, da, nu are niciun... Îmi dai și mie vibe că acum te-ai fi trezit din... și ai fi ieșit. Ți-a venit coletul, păi, erai, pregăteai un outfit, nu l-ai adus până la capăt, a venit coletul, ai tras capotul pe tine, ai deschis, ai la curier, l-ai asta luat. Asta era și ideea. Aș fi plus blug sub acest furou, cu un sutien, un top, ceva. Da, blug. În picioare puneam niște platforme, nu știu, mi se pare că... capotul ăsta cu puful la mâneci, cu rochia, cu geanta, cu... nu le văd împreună. Fetelor, mulțumesc! Jurații te așteaptă să vedem ce spun despre ținută în fața lor, te rog. Seara, Andreea! Bună seara, Alex! Îmi dai vibes de Mica Sirenă, s-a întâlnit cu Peg Bundy și au pus-o de o treabă. Partea de beauty mi se pare că e ceva din nou pe care tu plusezi. Ai mai făcut asta, am mai întâlnit, da, asta. Da, am vorbit și ți-am zis că de săptămâna viitoare. De săptămâna viitoare ne oricum, vom recalibra. Mi se pare... puțin, dar în același timp mi se par bine alese accentele de culoare. Și când spun accentele de culoare, mă refer clar la pantof, mă refer la unghii, pentru că joacă un rol super important în contextul ăsta minimal de bej cu bej cu blă cu bej. E însă puțin cam simplu. Principala chestiune ar fi, în momentul în care noi avem această rochie cu o tentă prețioasă, care mai este și transparentă, alegem lenjeria potrivită. Sunt piese de lenjerie care pot fi purtate la vedere, piese de lenjerie care pot fi purtate pe sub chestii transparente sau piese de lenjerie care pot fi purtate ca atare, fără că la vedere cu totul, e din piesă vestimentară. Nu ai ales, asta e o lenjerie care mă trimite în skin, în ceva comfortable, comfy. În niciun caz nu o asociez cu această rochie din zale metalice. Accentele de culoare și mie îmi plac, dar nu în asocierea asta, pentru că din nou am unghia, geanta cu pantoful, care mi-anulează albul și acest auriu care o dă un pic în nuanța pantofului, dar o dă prea în nuanța pantofului pentru asocierea lor cu un ceva alb. Da, e chiar o combinație frumoasă dacă ar fi fost halat într-o nuanță de nude, orice fel de nuanță de nude. Și aș vrea să arată lenjerie, mai ales că aici la decolteu se decupează, se vede. Uite, aici, da, știu, nu, aici nu vreau să se vadă, dar tot îmi cade de la rochie. Dar îmi place cum ai asociat culoarea pantofilor cu irizațiile astea pe care le face rochia. Arată foarte bine. Yes. Măi, este o mare de alb. Adică arată mai bine în realitate, sincer, decât pe cameră. Pe cameră chiar e o mare de alb. Și în realitate se văd și niște detaliile trupului care sunt foarte ofertante. Măi, pentru idee, pentru că n-ai părăsit camera și ai stat cu italianul,
cât o fi stat. Pentru culoarea pantofilor, pentru o pizza bună. Bravo, este. Mersi, Raluca. Te pup. Mulțumesc, Maris. Pentru că încă mai cred în povești. Mulțumesc, Alex. Vorbește cu cei de acasă, Andreea. Vă mulțumesc și vouă că mă susțineți în fiecare zi, că sunteți alături de mine, că mă votați, eu așa sper. Mâine este gala și chiar vreau să văd ce ați făcut și voi săptămâna aceasta. Eu, să știți că îmi dau interesul, vreau să rămân cât mai mult în această competiție și am nevoie și de ajutorul vostru pentru acest lucru. Deci vă rog să mă votați cu indicativul numărul 6. Să știți că eu arăt așa, nu arăt 3. Alina, că am mai văzut prin comentariu la mine, votați 3. Unii credeau că arăt 3. Nu, e 6. 6, deci vă arăt și așa, și așa. Votați 6 la 1, 2, 2, 0. Vă pup!